cine căța prin și slabă și bătrână, căi și slabă și bătrână, și e ța și ți-a dat de mâncare-n pat, ți-a dat de mâncare-n pat și ce-a îngrijit. Mine.
casa e sara din casă. Da, măicuța tăta zice, ai la, ai la, când o-i vrei o tăt mă-i duce. Da, măicuța tăta zice, ai la, ai la, când o-i vrei o tăt mă-i duce. Când o-i vrei o tăt mă-i duce. Ai lai 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 la, ai lai 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 la, când o-i vrei o tăt mă-i duce. Se pare că era mai strict pe acolo, pe la Răzoare, altă dată. Așa se întâmplau. Erați patru fete, Laura de în casă. Exact, să știți. Cu greu, cu greu ne lăsa. Mama, atâta ne rugam când era așa câte o distracție în sat, câte un bal, cum se spune. Cu greu ne lăsa, să știți. Mai de mult erau mai grijite fetele. Acum să duc. Dar acum tinere. Le mai întreabă pe mame fetele? Sau... nu știu dacă le mai întreabă. Eram ascultătoare. Acum s-o schimba moda, cum să zice, cuvântul lor. Așa era atunci. Se schimbă vremurile, se schimbă oamenii. Comportamentul oamenilor. Și nici nu putem să ne așteptăm. Lumea s-a schimbat. Exact. Ar fi o nebunie să nu ne aliem și noi la ce se întâmplă? Noirile care s-au produs. Asta e adevărul. Dar cred că cei care au păstrat cântecul popular autentic nu pot să nu-și țină în suflet acea comoară și peste ani și ani să se gândească că era totuși altă lume. O lume mult mai frumoasă. Mult mai frumoasă. Mult mai frumoasă. Alo! Bună seara! Bună seara! Sunt Iorica Șeulean din Bistrița. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Fina mea! Doamnei Valeria! Da? Da. Vreau să le transmit bucurii, sunt mândră de dânsa, am emoție, fiind prima dată în direct. Nu trebuie să aveți emoții. Nici o emoție, Viorica. Spuneți cum ați cunoscut-o pe Nașa. Cum? Cum ați cunoscut-o pe Nașa? Din sat, de la Răzoare. Sunteți răzoreancă? Da. Oh. Și ea și soțul și ei. Și soțul, și ați ajuns la Bistrița. Da. Și am fost prieteni cu soțul ei. Ea a fost elevă la soțul meu. Mulțumesc, Viorica, și da, toată familia ta îți doresc multă sănătate. Mulțumesc. Îți dorim sănătate. Mulțumesc la fel, familiei tale. O seară frumoasă. Deci seară aveți vin la Bistrița. Avem vin la Bistrița, sigur. Și ne înțelegem foarte bine. Atât de cum se cade și de, de primitor și de... Ala așa naș, așa fi. Ca să, să fiu acum puțin modest. Corect. Da, păi da, așa. Și mai am fiini în Târgu Mureș, cu ocazia aceasta ar fi culmea să nu-i salut, familia Suciu, Toader și cu Violeta. Doamna Felicia, dumneavoastră aveți fiini? Da, și eu le transmit sănătate, fericire. E acolo, pe lângă Ludoș, cred și că. Și să vină, să ne vizităm, că asta la e iernă. Frumos, da. Da, mai vizitează fiinii acum nașii ca și altă dată, da, sau mai puțin? Depinde. Nu toți, nu toți, dar de asta spun că eu am niște fiini și aceștia din Bistrița, știi, din Târgu Mureș, ne vizităm, deci ne înțelegem foarte bine.